Bună ziua și Hristos a înviat, sunt Mirela Pascal și am astăzi alături de mine un invitat special, Cosmin Gușa, analist politic și candidat la alegerile prezidențiale. Bine, nu mai aveți nevoie de nicio prezentare, toată lumea da. Știe cine este Cosmin Gușa. Să rămână Mirela, Hristos a înviat, adevărat a înviat. Am nevoie, că lumea știe cine e Cosmin Gușa, dar nu știe că el candidează la prezidențiale. Păi află de acum încolo, nu este da, timp. Da, da. Nu toată lumea e încântată de ipoteza asta și chiar să știi că a început într-un mod interesant strategiile pentru cei mai nedoriți în cursă sunt astea de escamotare, de blocare. De blocare, da. Să nu se știe. Dar de ce ne doriți? De ce? Cine nu vă dorește în cursă? Cui e frică? Păi competiția e slabă. Nu zic că... Deocamdată. Da. Nu zic că sunt pe ăștia care sunt acum în competiție, cum ar veni, ăstora le e frică de mine. Nu zic că sunt într-adevăr nu? Un mega campion care a demonstrat până acum, dar din pricina competiției slabe, eu parcă un balaur, ca un baubau așa pentru ei. Și atunci singura strategie este să nu se discute despre candidatura mea. Dar vorba ta... Aveți noastră grijă, avem și noi grijă să se discute, da. Pentru că e important să știe toată lumea... Că există o alternativă. Exact. Bun, deci candidați independent, până la anunțul candidaturii la prezidențiale s-a luat în calcul, s-a vehiculat și nici dumneavoastră n-ați negat, de altfel că ați vrea să candidați la primăria capitalei, ați avut discuții cu AUR... Ce da. Nu a funcționat? Ce nu a mers bine cu AUR? Dom'le, asta a fost o mare mirare a mea. Vezi? Cât ne considerăm de experimentați, tot avem surprize, tot greșim și eu mă consider experimentat. A fost o mare mirare a mea atitudinea lui George Simion. Eu n-am ascuns că m-am ocupat în ultimul an extrem de îndeaproape de George Simion, de felul în care se prezintă public și cred că s-a văzut, de fel de fel de contacte externe și cred că s-a văzut, și ne-am împotmolit exact în subiectul legat de candidatura mea la Primăria Capitalei, pe care el mi-a solicitat-o cumva în disperare de cauză. Eu am explicat lui de vreo 6 luni și am spus, mă băiatule, vezi că acolo e un punct important, partidele vor avea candidați importanți pentru că București e vitrină, corect. Toată lumea se uită în vitrină, e important pentru candidații tăi din județe. Și a rămas fără candidat cu notorietate și cumva în disperare de cauză m-a rugat, deși era clar pentru el că eu nu mai vreau să fac politică, vreau să-l sprijin pe el să ajungă președinte al României și m-a rugat să fiu eu candidat la Primăria Capitalei. Dar și dumneavoastră ați fi acceptat în condițiile în care George Simion ar fi candidat la prezidențiale? El nu chiar s-a așteptat să-l scot din belea. A fost foarte bucuros. Și zic, bine, dar zic, fii atent, eu nu candidez. Așa, am o condiție. Nu știu dacă voi câștiga sau nu voi câștiga Primăria Capitalei, dar condiția mea este ca tu, în mod concomitent, să-ți anunți candidatura la președinția României, pentru că să te pot ajuta. Ies pe scenă, mă bat cu ăia, atunci era Cârstoiu, candidatul comun al Alianței PNL-PSD, era și Piedone, venea și Nicușor Dan. Zic, trebuie să am cui să dau aceste voturi. Și mirarea mea, că de la asta am început, a fost că a refuzat candidatura și atunci nu ne-am mai potrivit. Adică inițial a zis că e de acord, păi s-a mai gândit câteva zile și a zis că nu e de acord. Păi, și nu a motivat în vreun fel? Era frică? Nu se considera un candidat suficient de puternic ca să îi bată pe adversari? Sau care au fost motivele pentru care a dat înapoi? N-aș putea să ți le spun astăzi, pentru că nu le-am mai lămurit. Când se produce o prăbușire de încredere între două persoane, de la viața personală până la viața publică, comunicarea mai dificilă după aceea. Și pe mine m-a întărâtat acest refuz al lui, pe care nu l-am înțeles. Pentru că eu pentru asta îl pregăteam de un an de zile, să fie un bun președinte al
României, să știe mai multă geopolitică, să aibă mai multe relații în plan european și în plan internațional, călătoria în America și altele. Și n-am înțeles de ce s-a întâmplat asta. Nici v-a dezamăgit? Da. Ați mai vorbit de atunci? Sau care e relația mai... acum? Nu ne-am certat. Mai schimbăm mesaje, dar înainte vorbeam de 20 de ori pe zi, nu? Când l-a ajuns pe un om, mai ales un om care e foarte dinamic, cum era el, are tot timpul întrebări și eu trebuia să am tot timpul răspunsuri pregătite pentru el. S-a terminat acum cu treaba de asistență din partea mea, dar revenind, asta m-a întărâtat, ca să folosesc un termen ardelenesc, eu sunt ardelean, și am zis, dom'le, zic, dacă tot am făcut pasul ăsta și am zis că aș candida la primăria București, ei, să mergeți mai sus. Mă upgradez și pun această candidatură suveranistă la președinția României. Bun, dumneavoastră candidați independent, sunt convinsă că și alte partide probabil v-ar fi dorit, da, și-au oferit susținerea, însă cum vă veți proteja de furtul voturilor, să zicem, din secțiile de votare și încă marile partide au, clar, au experiență, vor avea oameni în secțiile de votare. Ca și candidat independent nu o să aveți reprezentant în secții. Cum veți face față eventualilor posibilelor furturi? Că ne-am obișnuit, da, din păcate. Eu am o rețea consistentă în România de cunoștințe, jurnaliști, oameni de afaceri, foști politicieni, adică nu am intrat în această cursă ca al nimănui. Și pe această structură de sprijin o să construiesc o rețea de reprezentare, care sigur că nu o să fie atât de mare ca celorlalte partide, dar nici nu ne închipuim că frauda, într-un mod concurențial, va fi atât de mare. Dar vor avea oameni experimentați care să supravegheze. E adevărat, dar vor fi mulți candidați. Va fi destul de complicat și atunci se poate face o alianță a candidaților mai puțin bine reprezentați în secțiile de votare ca să-și monitorizeze votul pe diferite zone. M-am gândit deja la niște procedură. Adică mai mulți candidați să aibă un reprezentant în fiecare secție de votare. Da, adică să zicem că eu să fiu mai tare în Transilvania și uite în Dobrogea, că am venit acum în Constanța, altul să fie mai tare în Ialomița și nu știu unde. Atunci, cumva, împreună, să facem acest lucru și să conteze potențialul. Pentru că după aceea, în turul 2, având în vedere că se vor grupa susținerile, va fi mai greu de, în turul 2 va fi mai greu de furat. Domnule Gușă, mai există în democrație puterea poporului? Cum? Dacă nu, cum combatem? Mirela, în primul rând, nu suntem convinși că mai trăim într-o democrație. Nu. De ce? Justiția e strâmbă. Hai să-i întrebăm pe cei care ne urmăresc, să vedem ce necazuri reale au avut, cum au pierdut de multe ori în justiție cu dreptatea în mână. Da? Libertatea presei. E din ce în ce mai greu. Ne luptăm pentru ea. Am avut o mare surpriză plăcută să descoper aici la voi o redacție atât de dinamică, cu atât de mulți oameni. În a treia zi de Paști, seara e plin la voi, se muncește. Am muncit non-stop, adică nu doar în a treia zi de Paști, adică noi tot timpul suntem... Dar este ceva rar. Adică ce aveți voi aici, ce ați făcut, este ceva rar. Eu știu cum e situația în țară. Sunt județe unde nu mai există redacții. Mai sunt niște site-uri care scriu și atât. Dacă trebuie să faci o conferință de presă, bloguri. N-ai cu cine să vorbești. Deci și libertatea presei este sub semnul întrebării, da? Democrația ar trebui să însemne și siguranța cetățeanului. Probabil că aici, lângă far, unde sunteți voi, lumea se simte în siguranță. Dar dacă mergem în niște cartiere mărginașe sau dacă mergem în niște sate din județul Constanța, uitate de lume, crezi că obținem același răspuns, că se simt în siguranță? Eu cred că nu. Deci avem niște ingrediente, de la justiție, libertate de exprimare, la siguranța cetățeanului, care nu prea mai sunt valabile sau într-o măsură foarte mică. Deci de-aia, când vorbim despre democrație, trebuie să fim mai rezervați și mă întorc acum la întrebarea ta. De vină sunt chiar oamenii. Ei nu își cer drepturile. Uită-te la ei cum stau.
așteaptă alegerile de fiecare dată, sunt mereu păcăliți, dar între alegeri nu fac nimic. Ce exemplu pot să-ți dau eu? Cu bisericuța care a fost mutată aici la voi în Constanța, da? Acum vreo 3 ani, țin bine minte? Mai mult? Mai puțin? Așa. Cam așa. S-a pus problema mutării unei bisericuțe dintr-un cartier. Aceea care este pe trotuar, da. Nu știu bine da. Cazul. Mă, cumva, pentru biserica aia de pe trotuar, s-au mobilizat niște forțe, da? Cumva. S-au făcut știri, s-au făcut credincioșii de acolo. S-a întâmplat ceva. De ce? Pentru că era vorba de divinitate. Pentru că era vorba de biserică. Chiar nu mai știu cum s-a finalizat cazul, dar mă gândeam nu la un caz... Finalizat, nu s-a finalizat. Da. Mă gândeam la un tot caz... Tot acolo e. Bun. Legat de Constanța, da? Dar lumea, pentru alt fel de cazuri, mai grave, cu murdăria și lipsa de atenție din spitale, cu golăneala, vulgaritatea și violența din școli, că avem copii cu toții, sau nepoți, cei care ne privesc. Lumea nu ia atitudine, da? Foarte mulți dintre copii sunt umiliți, sunt persecutați. Sunt cazuri prezentate la inclusiv televiziune. De cadrele didactice, adică nu inclusiv de cadrele didactice. Și părinții, în loc să fie solidari, să acționeze, să meargă, nu mai fac nimic. Și-au pierdut spiritul civic. Noi ne-am pierdut civismul. Politicienii beneficiază de faptul că noi ne-am pierdut civismul. Dom'le, spiritul civic înseamnă să lupți nu numai pentru drepturile tale, să lupți și pentru drepturile celui de lângă tine care este opresat. Să nu mai circul pe stradă când vezi că o doamnă este jignită sau lovită, stuiți în partea aialaltă. Ce înseamnă asta? Sau când un copil este abuzat, stuiți în partea aialaltă. Ne-am pierdut spiritul civic. Și din acest motiv, politica și politicienii din România au involuat. Uită-te la voi aici cum băltește data timp. Pare rău că trebuie să spun. Băltește. N-ați mai avut... Orice județ ar vrea să aibă niște vedete politice naționale care să se impună. Da? De la o funcție de prim-ministru, ar fi bine, la o funcție de ministru, da? Până la... Am avut un reprezentant din Constanța, ministru și... Cel care candidează acum la... Da. La primărie. La primărie. Și nu-i cazul fericit. Adică ar fi fost cazul fericit dacă din poziția lui de ministru ar fi rezolvat ceva cazuri vechi de corupție, nu? Care păi, trenează la nivelul județului, că fiecare ce... trebuie... A fost. A fost vreun mare nume. Adică a fost și el acolo, s-a numărat. Nici partidul lui n-a fost vreun mare nume, din păcate. De asta vreau să spun. Un județ cu potențialul Constanței, de importanța strategică a Constanței, mai vorbesc de municipiu, dom'le, trebuie să dea, are de unde să dea. Voi vă lăudați cu Simona Halep, foarte bine, și eu mă laud cu ea. Da? Adică noi români, da, cu Gică Hagi, bravo, cu toți ne lăudăm. Da? Aveți acum echipa asta, a fost campioană, Faru, bravo, și eu m-am lăudat. Cu asta și m-am bucurat foarte mult pentru Gică, pe care îl cunosc de mult și îl apreciez, pentru calitățile lui. Că unei atât de mari vedete, nu trebuie să-i vezi defectele, vezi doar calitățile. Că doar calitățile. Aia da. E foarte important. La idoli, da? Era să spun o vorbă de asta, mai deduc. Nu facem ceva pe idoli, niciodată. Sunt idolii noștri. Noi n-am respectat asta nici în cazul lui Gică, nici în cazul Simonei. Dar nu contează. Revin. Dar un județ de acest potențial trebuie să fie mult mai bine reprezentat. Și n-a fost. Și uite că băltește. În 30 de ani nu a fost niciodată? Ați avut o forță de reprezentare foarte mare, care din păcate a venit cu efect de bumerang. Atunci când tripleta Constantinescu-Mazăre-Strutinski erau la putere și pe aliniamente diferite, că și-au împărțit sarcinile. La PNL, respectiv cei doi la PSD. Dar nu le-a folosit nici lor. A folosit cumva județului și municipiului o perioadă, da? Până când, din cauza... Îmi pare rău că trebuie să spun că am cunoscut pe toți trei, cu unul dintre ei am fost și prieten, din cauza corupției dovedite s-au prăbușit
sub povara acestei corupții. Ei au obținut protecție datorită inteligenței lor și acea protecție pe care a obținut-o la centru s-a întors împotriva lor ca un bumerang și s-a întors și împotriva comunității. Din păcate. Din păcate. Da. Din păcate. Pentru că eu mă aduc aminte cum a decolat zona la începutul anilor 2000. Era până în anul 2000, dacă ți-au ce aminte, Constanța, era complicat, grob, multe, era, bun, a început dezvoltarea, dar pentru că n-a fost făcută cu suficient cap și a fost făcută cu prea multe ingrediente legate de show business sau de altceva, neorientate corespunzător, parteneriate diverse, dar nu consolidate și nefăcute ecologice. Constanța, ții minte că avea parteneriat și cu rușii și cu chinezii și erau fel de fel de combinații. O mâncare nu poți să o faci oricum, știi? Adică da. Și ghiveciul ăla, dacă l-amesteci, trebuie să-l faci cumva. Să-i dai un gust sau... Să nu pui prea mult din alea, că după aia pică greu la stomac. Deci, atunci a fost o perioadă de expansiune a Constanței și a influenței oamenilor din Constanța în politica națională, dar după aia a venit prăbușirea. Și a lor la nivel uman, pe unul nu-l găsim, nu știm pe unde este, pe ce zona planetei, mă refer la Strutinski. Altul a vrut să iasă acum din pușcărie și n-a reușit, mă refer la Mazăre. Și cel cu care am fost prieten, îmi pare tare rău de el și de involuția lui, Nicușor Constantinescu, are niște condamnări groaznice și am înțeles că este și bolnav. Grav bolnav, îi doresc multă sănătate dacă se uită la emisiune. Tare mult am regretat că au deviat de la parcursul normal și principal Nicușor Constantinescu, pe care îl consideram mai inteligent decât ceilalți. Știți ce se spune? Ce cauți peste aia dai sau ceva de genul. Da. N-au nicio scuze. Eu nu le căsesc scuze, vorbesc la nivel uman. Am înțeles. Mă întorc la candidatură și nu degeaba v-am întrebat dacă veți avea reprezentanți sau va fi greu să aveți în calitate de independentă reprezentanți în secțiile de votare, pentru că, să zicem, noi vă votăm, lumea vă votează. Dar și în 2009 am votat ceva și seara aveam președinte pe geană și ne-am trezit dimineața cu Băsescu. Hai să spun o treabă. Cei pe care i-am pomenit mai devreme sunt responsabili de victoria lui Băsescu din 2009. Joana a pierdut alegerile în județul Constanța în condițiile în care exact cu un an înainte, Nicușor Constantinescu câștigase prezidenția Consiliului Județean cu 60%. Pentru prima dată în acea perioadă, Băsescu a câștigat și sigur că ulterior, eu am bănuit, atunci Elena Udrea ne-a povestit că tovărășia ei foarte bună cu Nicușor Constantinescu, cu Razu Mazăre și cu restul, i-au dus victoria lui Băsescu aici. Și aici s-au pierdut vreo 70-80 de mii de voturi, care ar fi făcut diferența și Joana, pofida trădării lui pe care am descoperit-o ulterior, ar fi câștigat. Și aia cu Mihaela, dragostea mea, nu mai era un fake. Exact. Că până la urmă s-a dovedit un fake. Dar și asta chiar... se vorbește despre Mihaela. Dar la Constanța s-au pierdut alegerile. Deci nu ați răspuneți că a câștigat Băsescu datorită sau din datorită, cauza... Datorită? A câștigat, e da, conotație da, acum da, pozitivă. Depinde, da, din ce punct de vedere vorbim. Datorită susținerii subterane, probabil obținută prin șantaj sau prin cointeresare de business, a grupului Mazăre Constantinescu-Strutinski. Asta s-a văzut. Adică n-aveai cum să câștigi alegerile în fanfară, la primărie, la Consiliul Județean, majoritate în tot județul, și băi vine John, un candidat bun, da? Și ia bătaie de la, așa zisul, dușman al tău, că Băsescu era considerat dușmanul istoric al tripletei pe care am amintit-o, a fost o vânzare. Dar șantaj. Șantaj din partea cui? Către cine? Din partea lui Băsescu. Către? Către cei de aici. Aveau fapte, nu? Că condamnările n-au venit în baza unor treburi iluzorii. Deci sigur, nu am fost ajutat de bunăvoie, cumva forțați de împrejurări. Șantajul. Șantajul a dictat în România foarte mult timp. Îmi pare bine că am adus aminte că acele alegeri au fost decise de fapt la Constanța. Sigur că s-a furat în diaspora, sigur că la Paris, la Baconski, s-a votat de nu se mai putea, cu ștampilele multiplicate și false. Dar aici s-au pierdut alegerile de fapt.
la Constanța. Ce cu invazia aceasta de candidați, domnul Gușă? Vorbim despre, da, veșnicul candidat Florin Călinescu, despre Dan Puric. Da, sunt actori, nu sunt oameni politici. Adică, cine credeți că învârte cheia sau cine i-a împins cumva în față? Cineva i-a împins în față. Dar eu le spun dar un și lucru... dumneavoastră care le știți pe toate, da, cred că știți și cine i-a, da, împins. Fără să dau vreun nume deocamdată, dar spun așa, uite, în premieră, în emisiune la tine, că le solicit candidaților de tip suveranist, care sunt foști informatori ai securității și au manetă, sau care sunt actuale acoperiți ai serviciilor secrete, să nu candideze, pentru că îi voi expune. În același timp mă bucur de orice alt candidat suveranist care nu este manipulabil și care crede în șansele lui. Nu-i problemă. Dar ăia care sunt trași cu cheița, cum ai zis tu, și care sunt fie foști informatori ai securității, fie actuale acoperiți ai serviciilor secrete și care vor să distrugă credibilitatea mișcării suveraniste, eu îi sfătuiesc să renunțe la gândul ăsta, pentru că o să-i expun pe rând. Păi și cei doi fac parte... Păi... Sunt mai mulți, numai doi. Sunt mai mulți. Dacă stai să te uiți la listă, sunt mai mulți. Am zis că nu dau nume. Deci e limpede că se întâmplă chestia asta și o să mai fie. O să mai apară încă vreo 7-8 candidați suveraniști. Dar de ce nu dați nume? Că dumneavoastră sunteți un om asumat. Adică... Deocamdată, vezi, unii au făcut și treabă bună pentru România, chiar dacă au fost informatori. Acum, fiind manipulați, dar știți mai face o treabă loc bună. De interpretare acum. Lasă. Mai lăsăm puțin. Bun. Dar să nu crezi că o să treacă pre-campania asta fără să fac ce am promis aici la tine în emisiune. S-ar putea să se gândească, bă, cred că are dreptate. Ne spune, nu e bine, hai să încercăm să fim de folos. E foarte important ca România, chiar dacă nu poate să capete o majoritate de tip suveranist, să capete mult mai mult decât reprezintă aurul în acest moment. Aurul are 7, 8, 9%. O parte dintre ei sunt oameni în regulă, dar o prea mică parte. Eu vreau să aduc elita suveranistă în Parlament. Eu vreau să aduc în Parlament, în spatele candidaturii mele, vreau să aduc intelectualii publici suveraniști, jurnaliștii suveraniști. Asta pentru mine este o elită. Elita politică nu înseamnă să vină savanții în Parlament, că nu sunt bun de mare lucru. Elita politică înseamnă să vină oameni cu expertiză și bătăioși. Pac! Bun, dar dacă n-au experiența aceasta politică în spate, nu contează. Au experiență, uite, un jurnalist. Îi luăm pe cei din redacție, dacă vrei. O să vezi că ăla care e pe economic știe mai bine decât un parlamentar care e în comisie economică. De ce? Că s-a lovit, a încercat să înțeleagă, a fost la conferințe de presă, a fost... Înțelegi? A văzut evoluția treburilor, când a criticat, s-a documentat, uite, din cauza aia, uite, inflația așa, știi? Adică asta văd un lucru important. Și e foarte important să fie bătăioși. Jurnaliștii sunt bătăioși. Au dovedit, da, asta. Sunt. Noi nu mai putem să continuăm cu politicieni care se mulează. Că le-am spus și celor din Clubul de Gândire Gold, care sunt colegii mei care îmi susțin candidatura, a spus în felul următor. Bă, fiți atenți. Noi, pe eforturile noastre, că suntem proprietari de media, o să avem și finanțări, nu e problemă. Dar pe eforturile noastre ducem în Parlament niște oameni pe care îi selectăm bine, dar la care nu le impunem un mandat imperativ. Dom'le, parlamentarul ăla e parlamentar ca să aibă libertate de gândire. Dacă viitorul parlamentar Mirela, de ce, din Cașcă, e jurnalist, te dau exemplu pe tine, are niște opinii în Parlament care sunt diferite de ale liderului Cosmin, care e problema? E din convingerea ta. A, stăm prima dată, da? Încerci să ne convingi, mă, nu poți să ne convingi. Nu contează, că nu ne supărăm. Tu te duci, eventual poți să pierzi susținerea pentru votul ăsta. Bă, Mirela, ne abține, nu putem să votăm pentru ce vrei. Dar nu te împiedicăm, nici nu ne supărăm, pentru că s-ar putea să ai dreptate. Chestia asta că majoritatea are dreptate e o prostie.
E o prostie. Așa, întotdeauna s-au împachetat marile furturi, s-a împachetat dictatura. Nu suntem egali. Câteodată un om poate să aibă dreptatea de partea lui împotriva celorlalți 99. Da, e normal că suntem un grup de 10, unul e cel mai deștept dintre toți, asta nu înseamnă că... Păi da, de-aia zic, această mișcare pe care o vreau, mișcarea Gold, îi spunem acum, sper să nu furește numele rapid. Îl înregistrați la USIN, să fiți siguri. Îl înregistrăm rapid. Dacă nu, trebuie să găsim alt nume. Imaginația avem. Trebuie să fie formată din oameni inteligenți, profesioniști, patrioți, dar fără să aibă mandat imperativ. Pentru că pe un om nu poți să-l forțezi, că nu e animal. Nu-l ții în lanț, nu-i dai cu bățul. Dacă tot ne-am asigurat că Mirela, care vine, tot este inteligentă, patriotă, da? Și este hotărâtă, bă, ne las-o. Deci dumneavoastră spuneți că vor fi oameni care nu vor fi manipulați așa? Da, vreau să schimb nici măcar de către mine. Politica... Nici măcar de către mine. Dacă eu pot să-i conving de ceva bine, dacă nu iară bine. Dar noi așa funcționăm și în Clubul de Gândire Gold. Acolo fiecare avem păreri diferite, dar în momentul în care ne-am hotărât pentru ceva, așa facem. Adică nu e ideea că cineva se retrage. Nu pleacă nimeni de la masă. Milităm pentru lucruri, pe diferite nuanțe. Iar dacă unul are un proiect, vine și îl pune pe masă, ne-a convins, facem asta. Politica a avut de suferit, nu doar în România, ci și în lume, pentru că a fost anulat spiritul de inițiativă. A fost anulată expertiza cuiva prin dictatura majorității. Nu merge așa. După selecția inițială, da? Trebuie să-l lași pe omul în pace. Selecția inițială care a fost? Asta e sita. Să fie inteligent, luptător și patriot. Gat. Dacă a trecut peste sita inițială, când l-ai selectat, a trecut peste treaba asta, de acolo încolo trebuie să-l lași. Da, din păcate nu mai regăsim în politica de astăzi. Dar trebuie să încercăm. Trebuie să încercăm, pentru că, uite, tu ai copiii mai mici decât am eu și cred că te doare capul în fiecare seară când te gândești și în fiecare dată când te trezești legat de viitorul lor. Că te uiți în jur. Nu-i normalitate. De ce să fie normalitate impunerile de tip LGBT? Nu sunt normalitate. Suntem toleranți. Sigur că suntem toleranți. Înțelegem. Dumnezeu, eu nu vreau să-i mai văd pe stradă. Pot să meargă în încăperile lor, să meargă la... Păi, exemplu copilor, exact despre asta... Păi da. De ce să vadă copiii pe stradă asemenea aberații? Adică să-i pui mâna la ochi să nu se uite, dar el va fi mai curios după aceea. Pentru că el crește clar cu niște principii. Da, deci nu, am dat exemplul ăsta că e mai prizabil, dar oricum face parte din programul meu, mișcarea LGBT în interior, între ei, dacă doresc, și fără expunere publică. Fără expunere publică, inclusiv la mass media. Nu e nevoie... Pot să vorbească despre drepturile lor, da? Dar nu să se expună vizual. Pot să vorbească despre drepturile lor și trebuie să fie combătuți dacă majoritatea consideră că este deranjant și nu este acceptabil așa ceva. Trebuie să fim toleranți. Dumnezeu, dar să nu fim idioți, să nu renunțăm la condiția noastră de normalitate umană. Da, normal. Pentru că ne sacrificăm copiii și conștiința noastră. Mă întorc la candidați. Da. Mircea Geoană. Ce l-a determinat, în opinia noastră, pe Mircea Geoană să candideze? Că nici nu știe dacă candidează. Mircea a rămas lovit în aripă, cum zic eu, după 2009, după ce a câștigat. Și a pierdut a doua zi. Dar s-a întâmplat din vina lui. Acea pierdere, nu, mă rog, e greu să mai dai timpul înapoi. Nu s-a împăcat cu treaba asta niciodată. A încercat să-și facă partid. N-a reușit. A revenit în PSD. Ea l-au batjocorit pe acolo. Iar acum... Deci dacă ar candida, ar candida tot independent. N-are șanse. El are șanse de turul 2 doar dacă îl sprijină partidul. PSD-ul. Atât. În rest, n-are nicio șansă. Da, dar vedeți că în sondaje... Nu sunt reale, Mirela, nu. Acum... Da, bine, și cu sondajele acestea... Știi cum se întâmplă cu institutele de sondare?
cum se întâmplă cu presa dezorganizată. Acum noi am făcut clubul de presă, e o organizație, nu permitem în interiorul clubului să fie oameni care își bat joc de meserie, care dau fake news-uri, care nu-i voi. La fel ar fi trebuit să se organizeze și institutele de sondare. Eu le-am tot spus. Nu o să mai fiți respectați dacă nu vă organizați. Îl prindeți pe unul că dă un sondaj într-o proporție de atât de mare, 10% doză falsă, îl excludeți. Pentru că e vorba de meserie aici. Tu nu vezi că apar sondaje, într-o zi apare la un institut, hai să dau exemple din București, Piedone cu 40% și Nicușor Dan cu 20% și a doua zi apare la alt institut invers. Păi nu se poate. Pot manipula aceste sondaje electoratul? Au putut. Dar acum nu mai pot. Nu mai crede lumea. Adică, pe măsură ce vezi de la o zi la alta că rezultatele sunt diferite și după aia la alegeri ești păcălit inclusiv la exit poll, lumea nu mai crede. Pe ce? Nu mai ții minte exit poll-ul că a câștigat Clotild cu 10% și după aia am văzut că era la egalitate cu Dan Tudorache și am mai văzut că s-au furat și sace cu voturi. Dacă îți bați joc de meserie, dacă îți bați joc de credibilitate ca entitate media, dacă voi știți că dacă pe asta o pierzi, la revedere. E ca la o femeie, mă. O femeie, dacă își pierde credibilitatea de femeie cinstită, adică dacă devine altceva, nu vreau să folosesc cuvântul, nu s-a terminat, nu s-a mai mărită. Nu s-a mai mărită. Ei, nu. Dacă e considerată cum n-am vrut eu să zic, da. Nu s-a mai mărită, că nimeni nu vrea să-și ia-o cum n-am vrut eu să zic. Da? Și asta e. Credibilitatea e un lucru foarte important pentru presă și pentru institutele de sondare. Pe vremuri era important și pentru politicieni, da? De când s-au apucat să mintă în halul ăsta. Păi vedeți că și despre politică se zice că este. O este. Politica este. Vezi? Da. S-a început de la ideea că e o artă unde este necesar să minți în anumite limite pentru ca țara ta să câștige. După aia s-a coborât mai jos. Trebuie să minți pentru ca partidul tău să câștige. Asta mai e regulă. Da. Pentru că în momentul în care faci niște lucruri pentru țară și țara pe care o reprezinți prosperă, că e o competiție între țări, lumea ce, domne, a făcut pentru noi. I-a păcălit pe austrieci. Și ăia nu s-au mai opus la Schengen. Bravo. Domnul Iohannis, dar noi ce să facem? Bun, și dumneavoastră, mă întorc la domnul Geană, spuneți că nu va câștiga dacă nu are susținerea PSD. Nu dar, intră în turul 2. Sau nu intră în turul 2. Nici dumneavoastră nu aveți susținere, intrați în turul 2? Eu sunt mai popular și mai simpatic decât el, adică pe mine nu mai votează lumea. Pe Mircea nu-l votează și în 2009, când eu am condus strategic campania lui, mergeam pe stradă cu el și lumea mă saluta mai degrabă pe mine decât pe el și îmi cerea autografe. Că nu știu. Unii, nu toată lumea mă simpatizează, dar într-o proporție mai mare mă simpatizează pe mine decât pe el. Primul handicap al lui. Al doilea. Nu ține cu țara. El este considerat ca un om al factorului extern. Un funcționar de la NATO care vede prima dată avantajele Americii, după aia ale NATO și pe locul 5 ale României. Nu merge cu treaba asta. Acum noi avem o majoritate de tip suveranist. De oameni care vor să fie reprezentați și respectați. Mircea Geoană, din păcate, e ca nu cam perete aici. Păi Diana Șoșoa, care scor mai mare decât el. Care a trecut prin ce a trecut, cu necazurile personale, cu toate astea, dar sigur, în momentul ăsta, chiar și are scor mai mare decât el. Da, să vedeți câte voturi aduce Diana Șoșoa, că scandalul cu... nu mai avea nevoie de notorietate. Mie îmi pare rău de ea, Diana. Sau credeți că o dezavantajează? O dezavantajează ca om politic. Ca spectacol așa, o fi avantajat-o pe moment. Diana nu e o fată proastă, eu o cunosc bine. Dintr-o disperare legată de mediatizare, ea a făcut fel de fel de lucruri la modul excesiv. I-am explicat, a fost acum vreo 2 ani, 2 ani și jumătate, a fost în vizită la mine cu soțul ei.
nu acasă, dar au venit la Cornu acolo și am invitat la un restaurant și am stat. Era și fiica mea de față, că era curioasă să o cunoască pe Diana. Era mai mică atunci, nu era majoră. Și am stat vreo 4 ore la discuții și am spus atunci, zic, Diana, este păcat de expertiza ta dacă vii cu aceste... Zice, dar ce să fac, domnul Bușă, că nu mă lasă ăștia să apar la televizor? Zic, trebuie să ai răbdare. Trebuie să ai răbdare, nu totu-i de azi pe mâine. Oricum deja avea notorietate mare și acum 2 ani și jumătate. N-a avut răbdare, a preferat treaba asta zmucită, zbierată, urlată, în condițiile în care este evident, atunci când vorbește, că e un om inteligent, e un om bine pregătit. Este, nimeni nu zice că nu este. Și talentat pentru politică. E, circul, și mai ales ăsta din plan familial, chiloțăreală, cum îi spun eu, îți distruge prestigiul de om politic. Te lasă pe scenă, dar îți distruge prestigiul, adică... Adică e bun și scandalul ăsta până la un moment dat, până la o limită. Da, pentru că după aceea nu mai poți să fii luat în serios dacă îți asumi treburi importante, o candidatură la prezidențiale sau la primăria generală, cum faci acum, e prea mult. Da, bine, lucrurile i-au scăpat de sub control. Lumea se răcorește, adică da. O aude în jurând și se răcorește, dar după aia dacă îi întrebi... A, nu, nu, că nu-mi place da. Așa, nu. Domnule Gușă, care este treaba cu statul paralel? Domnul Coldea nu mai e la butoane, sau e pe la Monaco, pe unde e? Cine face parte din caracatița? Ați tot vorbit de caracatița statului paralel. Este o caracatiță care s-a format sub oblăduirea americanilor, din păcate. Americanii care au avut grijă de România, special cei al lui Soros, nu au fost suficient de inteligenți încât să ne cucerească prin parteneriate, prin discuții. Atunci au făcut-o în forță și au preluat dosarele celor din justiție ca să-i poată șantaja în primul rând pe ei. Vezi episodul Monica Macovei, dosarele de la SIPA. Și după aceea cu aceste dosare și cu cei din justiție aflați la cheremul lor s-au pus peste capitalul național, peste oamenii politici de vocație. Și uite unde am ajuns. După 20 de ani aproape, de când statul paralel s-a instaurat, el s-a instaurat cam prin 2005 în România, atunci am vorbit eu despre a doua frăție a securității. Și uite cum am involuat. Bun, și care sunt forțele din statul ăsta paralel? Păi, în primul rând, sunt oamenii din serviciile secrete, dar și oamenii din justiție. E un binom. Eu sunt cel care a dat denumirea de binom, eu fiind la bază fizician. Tot timpul fac comparații de-astea cu fizica, cu matematica. Și în binomul ăsta, ofițer de informații, om din justiție, procuror sau judecător, se întâmplă tot. Pentru că ăștia poate să-ți ia intimitatea, banii, libertatea. Nu mai ești om atunci, ești animal. Și ți-e frică. Eu nu mi-e frică, eu nu sunt fricos. Adică, libertatea mea e în capul meu. Tata m-a învățat asta. Tata a fost un autodidact, n-a avut noroc să aibă studii superioare, a avut școala de maestri, a făcut de 2 ori școala de maestri, dar fiind orfanel, n-a avut cine să-l țină în școală. Dar după aia, de-a lungul vieții, și-a cumpărat multe cărți, cred că eram singurii din Câmpia Tuzii, în orașul meu natal, care aveam acasă aproape 500 de cărți. Le-a citit pe toate. Nici măcar eu nu le-am citit pe toate, dar peste 300 am citit, ceea ce mi-a folosit. Și tata, fiind autodidact, citind multe lucruri, m-a învățat cât a putut despre aceste lucruri, ceea ce profit de prilej și îi rog pe toți părinții sau bunicii care se uită la această emisiune să își convingă, nu oblige, copiii să citească. Cam greu. Știu. Ăsta. Cam greu. Da. Ăsta. Da. Din păcate. Ăsta e o pacoste. Copiii mei au fost ultimii din clasele lor care au avut telefoane mobile, au fost ultimii din clasele lor care au avut cont de e-mail prima dată și după aia tot ultimii care au avut Facebook, până la urmă au. Da, numai că au avut mai târziu. Nu i-a dereglat de la început. Și cum a avut tata grijă de mine, m-am chinuit și eu să am grijă de ei, am fost tot timpul foarte atent la copiii mei.
fiind și într-un soi de pericol copiii mei, că fiind copii de vedetă, considerați a fi beizadele, erau vânați să fie păcăliți. Da. Fiul meu aș fost bătut când era în clasa 1, în clasa 2, la grădiniță, numai pentru că era fiul meu. Dar l-am dat la judo, ca să nu mai ia bătaie. Păi a dat în extrem mai lată, că și-a adus aminte... Nu putea să-l mai care... stăpâniți. Da, și-a adus aminte toți aia care l-au bătut și am avut vreo 2 ani de zile probleme, că un sportiv nu se compară cu noi. El bate 3-4 dintr-o dată. Dar n-am mai avut după aceea probleme deloc, dar am făcut acest episod. Dom'le, dacă tot vă iubiți copiii, aveți, bă, fraților, grijă de ei. Fiți dur cu ei atunci când trebuie. Nu le mai dați totul. Nu le mai dați de toate. Nu le mai dați mâncarea asta proastă care, din păcate, a inundat supermarketurile. Mâncare proastă și nici măcar nu mai atât de ieftină și le distruge sănătatea copiilor de mici. Dacă se permite. Da. Să scoată din... Să scoată. Dar tot despre... Da. Eduard Helving, ce îmi ziceți? Ar fi o variantă pentru Cotroceni? Bine, că s-a vehiculat la un moment dat ideea potrivit care ar putea să candideze din partea PNL. Nu mai are susținere în PNL. Acolo s-au împărțit altfel treburile. Iohannis e cel care domine. Ei nu mai sunt într-o relație foarte bună unul cu altul. Iar... Eddie Helvig, pe care îl cunosc de mic, ca să zic așa, de când era el mic, eu sunt mai mare decât el cu 4 ani, nu poate să candideze la prezidențiale pentru că nu are genul de carismă care să ajungă rapid la oameni. Nu este foarte volubil. E foarte inteligent, știe foarte multe lucruri, e cult. Numai că asta nu mai ajunge, mai trebuie și altele pe lângă. Și... cred că în ciclul ăsta politic nu va candida la nimic. Dar după aceea, după plecarea lui Iohannis, îi văd o carieră în PNL. Spuneați de Iohannis că manipulează sau... E mai tare decât el. Da. Pe cine domină Iohannis din PNL? Pe toți. Nu există unul în PNL care să nu-l asculte, le e frică. Marea majoritatea lor au și dosare cu care pot să fie șantajați. Cum ar fi? Eu m-am explicat treaba asta. Lucian Pahunțu, celebru preot, șef longeviv al SPP. A, stați, mă duceam în altă direcție. Da. La Pomohaș sau la cine? Da. Oh, nu. Lăsăm în pace. Da, l-a lăsat și justiția, l-a lăsat în amarul lui. Vezi? Un alt exemplu de anormalitate. Ce talentat și ce iubit era și dintr-o dată ne-am trezit cu... Liviu Alexa de la Cluj a făcut ancheta împotriva lui Pomohaci. Lucian Pahunțu, care este șeful Serviciului de Protecție și Pază, i-a format lui Claus Iohannis o gardă pretoriană cu oameni din toate serviciile secrete, care oameni îi și furnizează date despre toți cei, mai ales din partid, pe care trebuie să-i stăpânească și despre adversarii politici. Iohannis este foarte puternic. Le știe defectele la toți. Pasă pe buton. Este periculos? El e periculos pentru România. Așa pentru ăia din partid, nu, că vrea să-i folosească. Tu n-ai văzut că și la Prahova, nu? Iulian Dumitrescu, baronul Lamborghini, candidează în continuare. Ce dacă a fost dovedit, ce dacă e sub control judiciar? El e omul lui Iohannis. Adică Iohannis nu-i pedepsește pentru corupție. Îi controlează prin dosarele de corupție pe care le are despre ei. Adică cum dictează, așa trebuie să joace. Și se vede. N-ai văzut pe nimeni care să crâcnească în fața lui. Bun. Și cam cine credeți că ar fi candidatul PNL la prezidențiale? Astăzi e Ciucă. Ciucă. Astăzi este Ciucă, dar dacă le va reieși că nu-i suficient de puternic ca să prindă turul 2, probabil că îl vor schimba cu altcineva. Dar oricum ei se ghidează după ce vor americanii. Iohannis și PNL-ul... Cum vor americani. Și Ciolacu cam pe unde s-ar sta? Și Ciolacu e în concurență să câștige grațiile americanilor. Ei nu mai pot să candideze acum împreună. E evident că sunt ca apa și uleiul. Ciolacu își măsoară potențialul care este în scădere. El până să ajungă prim-ministru avea o cotă bună de piață. După ce a ajuns prim-ministru și lumea îl indică... Că te duci la piață, Mirela, și a fost pentru prima dată
Sper acum să nu mă contrazică cei care ne urmăresc, dar pentru mine, s-o mai fi întâmplat, pentru mine a fost prima dată când am văzut că oamenii își cumpără roșii la bucată. Deci, păi da, la erau roșii 60 cu 3 lei, de lei kilogramul. Erau o roșie nu foarte mare, era 3 lei. Am văzut eu în piață, la Câmpina. De n-am mai văzut așa ceva. Până acum, le luai la kilogram, luai jumătate de kilogram. Acum era bucata de roșie 3 lei. O roșie, 3 lei. Păi foarte mult. Dom'le, eu nu sunt un om lipsit. Familia mea n-a adus lipsă niciodată nimic. A fost mai cu probleme, că era mai complicat înainte de 89. Mai aveam datorii. Dar după aia, după ce am apucat așa la maturitate, n-am mai fost niciodată un om sărac. Am luptat pentru ca familia mea să nu aibă problemele astea. Și de-aia n-am fost foarte atent la prețuri tot timpul. Că eu am jurat cât timp eram sărac, Dumnezeu, zic, eu trebuie să ajung așa la un nivel, atunci când mă duc la cumpărături, să nu... Nu mai uit la să nu mă uit. Dacă vreau să cumpăr aia, trebuie să pot să cumpăr aia. Și mi-a ieșit. Dar acum, în ultima vreme, când mi-am dat seama că au explodat prețurile și văzând că totuși veniturile au rămas la același nivel, am început să mă uit la prețuri. Nu-i suportabil așa ceva. O roșie, 3 lei. O pâine mai de calitate e foarte scumpă. Sigur că poți, da, poți să iei o pâine foarte ieftină, dar e proastă. Și te doare burta. Mestești și gumă. Mestești gumă. Și o și mănânci la o masă. Știi? Și nici, adică nici nu te simți bine. Toate sunt foarte scumpe. Bun, și credeți că Ciolacu, dacă ar fi candidatul PSD, ar avea... Nu prea mai are... Și cine ar fi de la PSD atunci? Dacă câștigă firea primăria, ea se va transforma în candidat. Dar cel mai bine stă în interiorul partidului Mihai Tudose, care e primul pe lista de europarlamentare, e șef de campanie la europarlamentare, va câștiga alegerile, că el e, este recomandat. Apropo de statul paralel, sintagma aceasta, tot vorbit despre ea și Liviu Dragnea, da? Păi da, dar Liviu era păcălit. Da. Eu știam că ne păcălește. Bine, în ultima perioadă l-am tot văzut destul de activ, dar pe cine credeți că a supărat Liviu Dragnea din statul paralel, de a ajuns unde a ajuns? Cine i-a tras mai pe românește? Liviu Dragnea a avut și merite. N-a fost gândirea lui, a fost gândirea lui Darius Vâlcov. Fiul meu. I-am căsătorit pe el și pe Lavinia și am dus singurii noștri fiind din viața politică. Regret mult felul în care a involuat Darius Vâlcov, o minte tare. A fost campion național de șah. Sportul minții. Sportul minții. Adică nu... Din păcate, asta cu infracționalitatea i-a luat-o înainte și a ajuns unde a ajuns. Dar Darius Vâlcov, și meritul lui Dragnea este că l-a ascultat, a fost cel care a promovat programe economice de tip suveranist. Foarte importante. În agricultură, chiar și în turism, în fiscalitate, în aducerea aurului nostru de la Londra. Tot Darius Vâlcov a fost la baza acelei inițiative. Nu s-a făcut. Liviu Dragnea și l-a asumat. N-au mai fost sprijiniți, au fost păcăliți și amândoi sunt... Darius și astăzi este în pușcărie, Liviu Dragnea a fost la pușcărie. Unde a greșit Dragnea? Că de-aia m-a încertat cu el. I-a spus, bă, zic, nu poți să fii și popă și hoț. El a inventat un sistem de ăsta de întrajutorare a președinților de consilii județene, pe care l-a învățat de la Nicușor Constantinescu. Nicușor a fost mentorul lui Dragnea la început, puțină lume știe. Și acolo e cu corupție. N-ai cum. Dar în același timp, el stătea și la masă cu Coldea. Și mă păcălea. Și zic, Liviu, nu știu. Nu. Și ca să aflăm după aia toate mărturiile, cum alergă el cu șoricul pe Laura Codruța Chiuve și le tăia porcul lui ăla, și lui că au fost toate informațiile publice. Deci el a greșit, crezând că poate să-i păcălească pe cei din statul paralel, că se dă prieten cu ei și el supraviețuiește. Nu. L-au păcălit chiar și cu condamnarea.
i-au spus în 2019, nu pedala prea tare, că îți dăm achitare, trebuie să câștige PNL-ul alegerile europarlamentare, că domnul președinte Iohannis trebuie să se realeagă și tu a doua zi după europarlamentare e achitare. I-a crezut. Da. L-au păcălit, l-au băgat la pușcărie. Și n-a mai fost om. Bun, dar cine a fost capul răutăților? În cazul lui? Da. Prietenul lui Coldea, cel cu care stătea la masă. Și despre care i-am spus. În vremurile alea i-am spus. Oate i-am spus și aici la Constanța când a inaugurat Mohamed Murad un hotel de 5 stele. Nu mai știu cum zice, dar nu contează că e singurul de 5 stele de acolo. Și a venit la inaugurare Mihai Tudose, care era prieten cu mine, dar era prim-ministru. Și a venit și Liviu Dragnea cu el ca să se împace cu mine. Și atunci în seara i-am spus, bă, zic, termină că te vor băga la pușcărie. Era 2018 sau 2017, la final, mai degrabă 2018. Sau cam așa. Și zic, te vor băga la pușcărie. Termină cu... Dădea din cap așa, nu m-a crezut. Dar a înțeles acum, de fapt, unde... L-am întâlnit anul trecut de Paști. Au filmat de o emisiune la Ghilezan acasă, tot așa, tradiția emisiunilor cu el bucătar, și era foarte apatic, placid, și l-am întrebat, că ai înțeles, mă, acum ce ai pățit? Da, mai timid, așa, mai. E o lovitură când nu-ți iei cămașa morții și te duci la pușcărie vrând să colaborezi cu toți, acolo te lovește cu leuca în cap. Dacă îți iei cămașa morții și te duci la luptă, te aștepți și la pușcărie. Nu mor la pușcărie. Cum zicea Giovanni Becali, că și pușcăria e tot pentru oameni, nu pentru girafe. Dar credeți că Liviu Dragnea ar mai avea vreo șansă să revină în politică sau ar mai avea puterea pe care a avut-o la un moment dat? Cred că își dorește, că de-aia tot apare. Cred că își dorește. Deci cumva o strategie. Da. Dar na, nu cred, ar putea să candideze sau ia expirat? S-ar putea să aibă interdicție, da? E greu când te-au atâția la mână, pentru că, vezi, el a fost încarcerat pentru chestie mică, cu două angajate, nici da. Măcar nu era caz ăla. Dar să nu cumva să crezi că în cazul lui sau în cazul lui Adrian Stase e doar mătușa Tabara. Adrian Stase a privatizat toată România, îți dai seama ce există despre el. Apropo de Adrian Stase, da? Care mai este relația noastră? În afară de faptul că sunteți vecini la Cornu și... Nu vorbim. Dar nici nu suntem în pericol să ne întâlnim. Pentru că el stă numai la el în curte. Nu iese pe stradă. Nu prea îl plac oamenii. El iese toată ziua pe stradă cu oamenii. E bine, dar l-am mai văzut pe la televizor. Pe la... Merge. A avut o mare șansă. S-ar putea întoarce, nu știu, să și candide. România. Păi acum, dacă unul, ca Biden, dacă unul ca Biden candidează sau unul ca Trump, Năstase, care e și mai deștept și mai tânăr decât ei, poate să candideze și el. Nu știu dacă e mai arde... Sau poate se gândește. El a ratat nu doar o sarcină pentru el. Era și o sarcină, că de-aia m-am gândit la asta. Nu doar o oportunitate mare pentru el. El a ratat o oportunitate mare pentru România. El a ajuns prim-ministru la 50 de ani. Cum e mutu mai voinic, cum zic eu, pentru politică. Vorbind limbi străine. Fiind foarte bine alfabetizat. Și în domeniul juridic, și în domeniul diplomației, a politicii externe. Da, dar se lăuda că v-a adus în PSD și că adevărat. V-a pus secretar și... Era idolul meu. Deci, eram prieten, dar el era mai în vârstă cu 20 de ani decât mine. Și nici n-a trebuit să zică de două ori. Eu eram pregătit să fac altceva, să fac un trus de presă regional, internațional. Și el m-a rugat să intru în partid ca să-l ajut. Păi zic, eu nu mă pricep la politică, că n-am făcut. Eu n-am apucat vremurile lui. Și nu, că trebuie să fii manager. Tu să fii, că tu știi engleză, știi franceză, ești diplomat, ai făcut școli pe afară, trebuie să vii. Și nu m-a rugat de două ori, că era prim-ministru, a trebuit să intru. Dar după aia... Unde s-a rupt firul? De ce nu mai vorbiți? El a preferat... asta e poveste veche. El a preferat să mă trădeze cu Alde Mitrea, Hrebenciuc, Daniel Popescu. Deși eu eram în echipa lui și l-apăram de ăștia, că ăștia erau echipă puternică. Și v-a trădat în ce sens? Păi adică el a preferat să joace cu ei. După ce m-a pus să-i organizez partidul în folosul lui, să fac diverse lucruri, ăștia fiind aripă adversă, a vrut să mă păcălească, să mă pună și atunci candidat la primăria generală, dar
cumva să mă vândă, să... Mă rog, o poveste veche, nici mai rău să dezgropăm morții. Și l-a și pus pe Octav Cosmân că peste mine, ca președinte executiv, nu aia era PSD-ul pe care îl visam eu și pe care, la care construisem. Era un partid european, cu oameni tine, alfabetizați, nu cu Cosmân că de la cadre, de pe vremea lui Elena Ceaușescu. Nu îmi doream așa ceva. Și așa. A fost o trădare. Sigur, văzând ce se întâmplă după aia în spatele lui, și eu m-am răzbunat. Că m-am dus șef de campanie la Băsescu și nu l-am lăsat până ăsta să ajungă președinte. După aia am crezut că, mă rog, eram chit cumva, dar nu... Apropo și de Băsescu, ați fost prieten și cu Băsescu acum? Sau... Cu Năstasea... Bine, ați fost apropiat, ați fost șeful de campanie. A, fost tovarăș, am trăit un an de zile în simbioză, tot anul 2004. Dar nu, de Năstase era mai legat, așa, era mai pe gustul meu. Și Băsescu când a început să, nu știu, să coboare cumva de pe piedestalul pe care era asta? Când l-a luat, când l-a luat Soros în ghiare, în decembrie 2004, Soros l-a păcălit și Soros a fost cel care l-a despărțit de mine. Din cauza lui Soros ne-am certat. Soros este cel care l-a promovat pe Coldea, nu Băsescu. Soros i l-a dat. Pentru că Soros îl știa din niște arhive ale CIA-ului. A apărut acum, Iosefina Pascal a publicat săptămâna trecută și a zis Șanca Alexandrescu la emisiune, felul în care a venit Coldea în sistemul lui Băsescu, pe mâna CIA-ului și americanilor, al lui Soros. Soros l-a defectat pe... Deci pe Adrian Năstase l-a defectat lăcomia. Așa... Iar pe Băsescu l-a defectat George Soros și capacitatea de șantaj asupra lui. Și în ce sens a fost șantajat? Eu cred că are legătură cu Moscova și cu ce făcea Băsescu înainte de 89. Eu cred, nu vreau să dau cu parul, cred că Băsescu a fost un rezident al serviciilor de informații sovietice. Mi-aduc aminte atunci când Traian Băsescu, mă rog, instanța a constatat că a colaborat cu securitatea noastră, i-a luat apărarea. Păi Băsescu. El n-a fost niciodată un colaborator. El a fost un ofițer acoperit, ca și Dan Voiculescu. Că și Dan Voiculescu a ieșit de colaborator al securității, Felix, informator. Dan Voiculescu a fost un mare general acoperit al Direcției de Informații Externe. Păi ăștia îi jignești dacă e așa de informatori. Sigur că li s-a făcut și un dosar de informator ca să dea bine, dar nu. Ei au fost ofițeri acoperiți ai statului român, ai securității din vremea lui Ceaușescu, da? Și asta, dacă ți-o asumi, dacă vorbești despre ea, dacă prezinți că n-ai făcut lucruri împotriva cetățenilor, concetățenilor, că nu i-ai dat în primire, nu? E o chestie pe care trebuie să o asumi. Cum a făcut Sorin Roșca Stănescu. Da, dom'le, eu am fost înainte de 89 colaborator al Direcției Antitero. Îi supravegheam pe studenții străini care aveau rol de infiltrare în România. De la organizații teroriste până la nu știu ce. Sau care făceau trafic cu nu știu ce. Dar a venit și ne-a spus nouă. Înainte să se spună public. A venit SRS-ul și ne-a spus, da, dom'le, ăsta am fost. Dar niciodată nu o să mă găsiți că am făcut ceva împotriva unui cetățean român. Foarte bine. Trebuie să ai deschidere dacă ești o politică. Am văzut ieri la Realitatea, am văzut că adică n-am putut să urmăresc filmul 21 de Rubin, practic o sinteză a situației din România, cumva dominată de statul paralel, da, știm, o procuroare cumva care intră în jocurile presiunilor șefilor de servicii secrete, da, știu că și dumneavoastră a susținut această peliculă, din câte știu și a fost și interzisă. Nu? Filmul a fost interzis în anumite județe, da, unde episcopii din exces de zel ziceau, domne, e împotriva bisericii. Acolo sunt niște excese care sunt expuse, dar nu e împotriva bisericii. Eu sunt un susținător al Ortodoxiei. Sunt unul dintre cei mai mari luptători. Nu mă laud că sunt foarte credincios, că mă duc și stau la liturghie oră jumate. Nu. Dar înțeleg foarte bine utilitatea ortodoxiei pentru coeziunea poporului român. Iubesc ortodoxia ca religie, că e foarte puternică. E, hai să nu mint. Eu în fiecare dimineață, cum am eu turele la mine la cornu, urc, că pe deal e mănăstirea, am măicuțele-s prietenele mele, și urc
Stau un pic de vorbă cu ele, că e mult de urcat până acolo și după aia mă duc pe stadion și aleg. Dar în fiecare dată să fac asta și sigur acolo îmi fac și cruce și timp de 2-3 minute pot să zic că v-aș ruga, dar iar era așa să mint. Meditez, dar meditez cu incidență ortodoxă, cu incidență religioasă. Deci am legătură cumva. Bine, cunosc pe toți episcopii, arhiepiscopii, mitropoliții și pe patriarh. Nu sunt încântat de toți. Ar trebui să aibă mai multă înțelegere față de preoți, față de enoriași. Cred că s-au cam îndepărtat mulți dintre ei. Nici nu-i avantajează pe preoții mai apropiați de oameni. Cred că le iau și biruri cam mari. E foarte greu să-ți o biserică. Eu am discutat cu mulți preoți de la țară, mă mai opresc, știi? Și lumea mă cunoaște și mai bag la cutia mile acolo, mai vorbesc cu ei. Au biruri mari. Nu se descurcă. Și revenind, Biserica Ortodoxă trebuie să accepte această critică. Nu să interzică filmul lui Ciprian Mega cu Dorel Vișan, așa cum a făcut-o, mă bucur că am putut să-l punem pe realitatea și să-l vadă cât mai mulți oameni. Dar ce personaje pot fi identificate? Personaje din viața reală pot fi identificate cu personajele... Iohannis, prea fericitul Daniel, așa. Cu Oldea. În rol de? Păi, ăla care nota în piscina acolo era Coldea, că lui îi place să noate, merge mereu să noate. Procurarea era o jumătate de Laura Codruța Cuive și o jumătate de Alina Bica, că a ajuns la pușcărie în final. Da. Adică cele care au condus sistemul. Patriarhul e patriarh că s-a văzut și în stilul lui. Iohannis s-a văzut că era mai mutalău, cum se spune la noi, dar nu vorbea prea mult. Americanul portretizat de Mickey Rourke a fost așa o chintesență a tuturor ambasadorilor care au fost pe aici. Unii făceau pe simpatici, toți impuneau cadre, inclusiv în justiție, dar foarte superficial și îndepărtați de spiritul nostru românesc. Iar madame din Italia a fost portretizată ca fiind Ursula von der Leyen. Sigur, că e italiancă, ca să nu zic că e nemțoaică. Nu, repet, nu am văzut filmul, am văzut câteva secvențe, dar chiar mi-am impus să... ți-l trimit. Da, chiar vreau să-l văd. Trebuie să-ți dau eu un link privat unde poți să-l vezi. L-aștept. Când vom avea alegerile prezidențiale? Septembrie, decembrie? Pentru mine e mai bine în decembrie, că poate să afle mai multă lume, cum a aflat și din emisiunea asta voastră, și îți mulțumesc foarte mult. Și cu drag. Colectiv, am găsit un colectiv foarte simpatic aici. De acum, când vin la Constanța, vin direct la voi și o să stau și mai mult. Îmi place spiritul ăsta de redacție. Da. Și mulțumesc foarte mult că m-ați invitat. Dacă o să fie în septembrie, ne acomodăm și pentru septembrie. Dacă nu, în decembrie. Dar să se știe că eu candidez ca independent, dar în spate o să vreau să duc în Parlament o mișcare de jurnaliști și intelectuali publici suveraniști care sunt competenți și bătăioși. Mi-aduc aminte după ce v-ați anunțat, după ce s-a vehiculat că veți candida la primăria Capitalei, ați avut cumva ceva, un incident în trafic, vorbeați de un... De aici, bine, dacă ați neapărat lăsat mafiot... De aici a plecat, dar pentru că e vorba de un prieten de-a meu, nu-i Murat. Adică nu, ca să nu, că am vorbit despre eu, să nu se creadă că am mulți cum prieteni. De aici a plecat, din Constanța sau cum? Da. Mi-am făcut plinul. Da. Cum ar veni aseară. Da. Da? Mi-am făcut plinul la noi în Prahova. Am venit, mașina mea e bună, foarte bună. Am venit pe drum până la Constanța. Am participat la o zi de naștere. Am parcat mașina în parcarea hotelului din județul Constanța, ca să nu fie ușor de localizat. Și a doua zi am pornit-o înapoi și mașina s-a defectat pe drum și au găsit în rezervor foarte multe impurități. Genul ăsta de mașini moderne, dacă sunt dezactivate alarmele, ele se deschid ușor la rezervor, nu e cu cheie cum era mai demult. Și am găsit rezervorul infestat cu impurități care au dus la blocarea motorului, la stoparea lui și noroc că n-avea viteză. Deci nu a fost o eroare cumva din sistemul mașinii noastre, o spuneți că a fost o mână criminală. Păi și cine? O să vină și analizele de laborator.
Dar aveți o bănuială? Adică vă gândi... Fiind vorba de aici, clar de la Constanța, nu? Nu, nu, nu-i cineva din județ. Cineva care m-a urmărit. Nu, nu bănuiesc pe nimeni din județ. Absolut pe nimeni din județ. Dar aveți idee cine? Am. Din ce zonă? Din zona jocurilor de putere, ca să... Adică... Statul paralel? Da. Păi și nu vă este teamă, mai ales acum că candidați la prezidențiale, adică... Mirela, mie nu mi-a fost frică niciodată, că dacă mi-ar fi frică, n-aș vorbi cum vorbesc la tine în emisiune și nici nu m-aș duce peste tot și nici n-aș candida, că n-am nevoie. Dar eu simt că am o datorie, dacă tot am acumulat atâtea informații, dacă tot trăiesc în țara asta, nu vreau să plec din țara asta. Părinții mei au murit, dar am familia, am... prieteni, la care țin. Și eu cred că pot să îmbunătățesc. Și dacă mai am putere, o exercit. Dacă o să ies președinte, o să vă placă de mine. Dacă nu o să ies președinte, oricum o să ridic mult standardul competiției. Și o să pot să duc în Parlament o mișcare de oameni care să facă și ce trebuie pentru România. Să faceți Dumnezeu. E un drum lung, anevoios, dar nu e imposibil să ajungeți acolo unde vreți. Ne-am lămurit la Primăria Capitalei cum stau lucrurile. A fost Cârstoiu candidat comun, da. A plecat Cârstoiu, s-a retras, e firea PSD și Burdujea la PNL. La Constanța cum vi se pară lucrurile? Și prietenul nostru, Muhammad Murad, este candidatul AUR la Consiliul Județean. Eu... m-aș bucura ca să aveți parte de oameni competenți. Dar competenți pentru asta. Îndeoseb președintele de Consiliu Județean trebuie să fie un manager priceput care știe să atragă bani, care știe să cheltuiască bani cu maximum de eficiență, și care știe să armonizeze diversele energii. Că voi în județ n-aveți numai primar de culoare. Aveți și de-aia, și de-aia, și de-aia. Muhammad Murad e bun la asta. Dar? Dar nu știu dacă are suport, pentru că se votează politic și are câștig de cauză și cel care e bun și care are carismă, dar mai ales cel care... are sprijin la primarii de comune, că ăștia sunt mulți. Deci dumneavoastră spuneți că se votează partidul? Se votează partidul, da. E echilibrată lupta și la Consiliul Județean, la fel cum e echilibrată și la Primăria Constanța. Acolo, la Primăria Constanța, eu văd trei candidați principali care aparțin, mă rog, celor trei grupări politice distincte, primarul în funcție de la PNL, Horia Constantinescu de la PSD, respectiv fostul ministru la care făceai tu referire de la USR. Nu cred că mai are șanse, deși s-a lansat cu destul aplomb, candidatul AUR, pentru că sigur că mi-aș dori în orice localitate un suveranist. Nu, dar mi-ai cerut o analiză. Da, sunteți realist. Trebuie să fiu realist. AUR-ul și-a pierdut un pic din suflu. Nu-mi place asta. Eu la europarlamentare votez cu AUR-ul, că e singurul partid suveranist. Nu am ascuns asta niciodată. Dar au niște probleme, au niște lipsuri și nu mai au acea creștere care putea să compenseze lipsa de organizații, știi? Poate dacă ar fi candidat la Mangalia, ar fi avut mai multe șanse? Cine? Prima? Murad. El a cam câștigat la Mangalia data trecută. Îmi pare rău că nu s-au mai făcut anchete. Era bine pentru Mangalia. E și harnic. Nu am motive prea multe să-l laud acum, că nu suntem în cea mai bună formă a relației noastre interpersonale, dar și în cazul lui trebuie să fiu realist. E un bun manager. Adică nu sunt certat cu el. Dovadă că fiul meu acum când e această emisiune, el e împreună cu Muhammad Murad și mănâncă ceva și având în vedere ora, cred că mai ales fiul meu, beau și un par de vin. Se întind până mai târziu. Dar tocmai pentru că trebuie să fiu obiectiv, trebuie să spun că el ar fi un bun manager pentru Constanța, care încă o dată spun. Și ca județ,
ca și municipiu, sunt entități de importanță strategică internațională pentru România. Bun, ar fi un bun manager, dar cu slabe șanse de câștig. Candidatul mai slabe PNL decât, la... mai slabe decât restul. Candidatul de la PNL, chiar dacă, să zicem, e doar primar de comună, am înțeles că e foarte fâșneț, se relaționează, are și o rețea, că este are pe genul rețea de Radu Mazăre. Are și o rețea de tineri pe care, asigur, am înțeles, fiul lui, nu? Care mai votează pentru el să mai duc. Deci, dacă ar fi așa o situație ideală, probabil că unul ca Murad, dar cu rețeaua relațională a celui de la PNL, da, ar fi un președinte Consiliului Județean bun. Dacă este să ne mutăm la municipiu, eu nu vreau să-l critic atât de dur pe amiral, dar a făcut mult prea puțin față de cât putea să facă un amiral și cu președintele lui la putere. Bun, dar dacă am pune Chițaț Teleaniu în Constantinescu, care ar fi rău necesar, să zicem? Cred că ați avea nevoie de cineva ca Horia Constantinescu. E multă corupție în Constanța. Pe care l-ați numit dumneavoastră... Catani. Am zis că aveți nevoie de un Catani și cred că Horia ar îndeplini. Mai are un avantaj. Nu-i parte din găștile locale. Mare avantaj. E PSD-ist, dar nefiind parte din găștile locale... E PSD-ist, dar nu e politic, cum spunea el. Da, nu e politic. Deci el ar putea să corespundă portretului robot. Să știi că ăsta Piedone la București e doar o aparență de comisar Catani. Originalul e aici, la voi, la Constanța. Am înțeles. Adică el ar fi ceva bun. Să nu se supere restul candidaților. Eu le doresc mult succes tuturor. Îmi pare rău de amiral, că să ai amiral, nu? Primar la Constanța, ar fi fost mai mari așteptările. L-am cunoscut pe amiral. Nu l-am cunoscut atât de bine încât să-i fac reproșuri personale, dar pentru câteva momente, atunci când l-am cunoscut, momente însemnând mai multe luni, am crezut că are amvergură administrativă mai mare. Nu are, din păcate. M-aș fi dorit. Era frumos Constanța să fie condusă de un amiral competent. N-a fost să fie. Adică e condusă, dar e competent amiral. Am înțeles, da. Și de candidatul PSD la Consiliul Județean, ce spuneți? Nu cunosc foarte bine. Nu cunosc foarte bine și nu... Asta cu doctorii, după exemplu, Oprescu, nu prea mai merge. N-au prea nimerit-o, nu? Și Cârstoriu. E blat? E blat candidatul PSD de aici? Blat PNL-PSD, da, aici, la Consiliul Județean. Poate să fie. Nu m-am gândit, o să cercetez. Mi-ai dat o idee. Da. V-am dat de lucru. Domnul Gușă, vă mulțumesc mult că ați fost alături Mirela, de noi. Mirela, eu îți mulțumesc foarte mult încă o dată și le mulțumesc și colegilor tăi de redacție pentru faptul că m-ați primit. Cu drag. Vă mai așteptăm și vă urăm succes. Mulțumesc frumos. Mulțumesc și dumneavoastră. La revedere.